Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Iată, este o zi cu o semnificație foarte importantă, foarte mare pentru noi toți credincioșii, dacă pot spune așa, însă nu despre acest lucru vom discuta în această ediție, ci ne vom întoarce la temele din învățământ și asta pentru că vreau să aflăm noutățile la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache. Pentru asta l-am invitat alături de mine pe domnul profesor universitar, doctor inginer Nicolae Seghedin, este prorector cu activitate didactică și asigurarea calității. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Ne bucurăm că ați venit cu vești bune și spun asta pentru că am văzut deja rezultatele admiterii din vară au fost cu succes. Da, a fost o primă sesiune care a atestat un interes al tinerilor absolvenți de liceu către învățământul politehnic. Noi am deschis și a doua sesiune în perioada de toamnă. Săptămâna aceasta se pot face înscrieri. Au fost unele facultăți la care nu s-a mai organizat concurs de admitere. Vorbim numai de concurs pentru locurile bugetate. La taxă, bineînțeles, că se pot înscrie studenți la toate facultățile, mai puțin la arhitectură și, bineînțeles, că îi așteptăm atât la licență cât și la masterat și la doctorat. S-a deschis între timp sesiunea de admitere până pe 20 septembrie. Se pot înscrie și la această formă de învățământ. Este o perioadă foarte importantă, o perioadă în care universitatea trăiește din plin aceste momente, deoarece există, bineînțeles, un interes foarte mare cu privire la numărul de locuri care se ocupă pe zi ce trece, în așa fel încât să vedem care vor fi auspiciile sub care vom începe acest an universitar. Noi sperăm într-o admitere de succes ca și în anii precedenți, în așa fel încât universitatea să aibă acea consistență pe care o merită această zonă a țării, în așa fel încât Politehnica Ieșeană să fie un reper important pentru tinerii care doresc să se perfecționeze în domeniul ingineresc. Dacă ar fi să vorbim de licență, la buget în această perioadă sunt locuri la inginerie chimică și protecția mediului, la construcții și instalații, la construcții de mașini și management industrial, la inginerie electrică, energetică și informatică aplicată, hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului, știința și ingineria materialelor, textile, pielărie și management industrial. Vorbim de licență, la masterat cu la licență buget, la taxă sunt locuri peste tot, la fel la masterat sunt locuri la toate facultățile, mai puțin la arhitectură, unde învățământul este integrat, licență, masterat. Deci, cei care doresc să urmeze cursuri la Politehnică pot să meargă la facultățile noastre și să vadă care este oferta educațională, în așa fel încât să opteze pentru programele de studii care sunt oferite în această sesiune. Repet, noi am inclus un nou mod de admitere. Avem un sistem informatic care și-a dovedit fiabilitatea și utilitatea, un sistem informatic realizat de colegii noștri de la automatică și calculatoare. Admiterea se face electronic, se depune un singur dosar, se plătește o singură taxă și glisarea candidaților se face în funcție de medie și în funcție de opțiunile pe care aceștia le-au manifestat la înscriere. Este un mod modern, este un mod firesc pe care noi l-am implementat începând de acest an. Este un, repet, un sistem informatic care și-a dovedit utilitatea și bineînțeles că noi vom încerca după acest an, după această admitere, după ce vom trage concluziile și vom face o anamneză a tot ceea ce s-a întâmplat în această sesiune, vom încerca să modificăm, să îmbunătățim toate aceste sisteme informatice. Toate se dezvoltă, toate se perfecționează pe
măsură ce trece vremea, deoarece experiențele înregistrate, deoarece tot ceea ce înseamnă cazurile tipice care pot să apară, duc la perfecționarea acestor sisteme. Noi așteptăm finele sesiunii, urmează apoi mai departe diversele preparative pentru începerea anului universitar, iar pe 25 septembrie vom începe școala. Mai devreme față de ceilalți. Deși prima universitate care își deschide porțile este Universitatea Agronomică, iată, imediat, la o săptămână distanță. Sigur. Și Universitatea Tehnică. Universitatea Agronomică ne amintește faptul că suntem dependenți de natură, ne amintește faptul că totuși trebuie să desfășurăm niște activități după niște cicluri astronomice care nu depind de noi și ne amintește faptul că suntem încă legați de roadele pământului și trebuie să facem în așa fel încât activitățile noastre să fie în consonanță cu tot ceea ce înseamnă anumite lucrări care sunt specifice acestei universități. Da, noi începem după Universitatea Ion Ionescu de la Brad, după care urmează și celelalte universități în jur de 1 octombrie. La Universitatea Agronomică e datorată această începere mai devreme decât celelalte, pentru că fac practică studenții. Sigur. La Universitatea Tehnică e același lucru? Sau... Nu din cauza practicii, a fost o corelare a desfășurătorului întregii activități pe un parcursul anului universitar, corelat cu anumite momente în care avem vacanțe, concedii, vorba de vacanța de Paște, concediile de Paște, de Crăciun, anumitele momente în care se întrerupe școala, corelat, bineînțeles, cu momentul în care începe efectiv vacanța de vară și prin această decalare dorim să corelăm cu perioada în care au loc licențele și dizertațiile. A fost o operațiune de natură tehnică asupra căreia toată lumea a căzut de acord. Este mai avantajos să începem mai devreme pentru ca să putem să avem anumite perioade libere la Crăciun, de anul nou, în așa fel încât să se deruleze tot calendarul universitar în regulă. Dacă e să ne întoarcem puțin la admiterea de toamnă, condițiile sunt aceleași? S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic, nu. Admiterea de vară, nu? Nu, absolut nimic. Bineînțeles că rămân aceleași avantaje pe care le-am prezentat candidaților dintotdeauna. Politehnica asigură locuri de cazare pentru toți studenții. Condițiile de cazare din complexul studențesc Tudor Vladimirescu sunt foarte bune. Este un spațiu care respiră foarte multă tinerețe, voie bună. Este un campus studențesc foarte atractiv, cel puțin pentru noi înseamnă multă nostalgie. Mă rog, campusul acum nu prea mai seamănă cu ce era acum un număr de ani, pentru că este firesc să fie așa, s-au schimbat foarte multe lucruri. Este o cantină foarte bună la care se poate lua masa în condiții cât se poate de bune, atât în privința calității mâncării, cât și în privința costului acesteia. Deci există acele condiții foarte bune. Tudorul și Universitatea Tehnică prezintă avantajul că sunt foarte concentrate în același spațiu, foarte frumos, pe malul stâng al Bahluiului. Este un avantaj foarte mare pentru studenți și pentru noi, deoarece totul este, cum spuneam, concentrat într-un spațiu mare, e adevărat, dar există o relaționare foarte ușoară între facultăți, cu căminele, serviciile sociale, totul este la un loc, ceea ce este un avantaj foarte mare pentru derularea activității academice. Și dacă nu cumva, cred că ați mai inaugurat un cămin pentru a veni în completarea numărului de locuri. Da, s-a mărit numărul de spații de cazare din Tudor. Noi încercăm în același timp să creștem calitatea
spațiilor de cazare. S-au făcut în permanență și se fac diverse lucrări de reabilitare, lucrări de îmbunătățire a condițiilor de cazare a studenților, în așa fel încât toate căminile să ajungă la un standard cât mai înalt de un standard cât mai înalt pentru a oferi condiții cât mai bune de cazare pentru studenți. Și cât mai plăcute. E bine să ai un mediu plăcut de a învăța. Aici studenții se descurcă foarte bine. Ei nobilează și orice spațiu le-ai da, ei știu să-l folosească în așa fel încât să se simtă bine. Tinerii au acest avantaj al faptului că energia lor le permite să se simtă bine oriunde s-ar afla. Bineînțeles că trebuie să facem în așa fel, noi ca instituție, să le oferim din start niște condiții bune pentru ca starea lor să fie una apropiată de starea de bine, în așa fel încât să poată să își desfășoare activitățile lor studențești la cotele cele mai înalte. Viața studențească este o viață care presupune și muncă, presupune niște activități obligatorii care sunt specifice unei politehnici și din acest motiv aceste spații de cazare trebuie să asigure și acel confort necesar studiului, lecturii, pregătirii laboratoarelor, proiectelor, anumitor activități, cum spuneam, specifice pentru un învățământ tehnic. Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, am văzut o creștere undeva la 70% ca număr față de anul anterior la candidații pe care îi aveți la Universitatea Tehnică. Cărui fapt se datorează această creștere? Cum ați reușit să-i atrageți? Există o explicație în sensul creșterii numărului de candidați. Noi vom face o analiză mult mai aprofundată asupra acestor cifre când vom încheia procesul de admitere. Atractivitatea Politehnicii se datorează într-o oarecare măsură dezvoltării mediului economic din Iași și din Moldova și la nivel național. Deci este o realitate aceasta. Și această realitate se reflectă prin interesul tinerilor către învățământul tehnic. Acest lucru se vede foarte bine în alte zone ale țării, la Cluj, la Timișoara, la București, zone care sunt în mod istoric mult mai dezvoltate decât Moldova. Acolo interesul, atractivitatea politehnicilor este foarte mare. La fel, acest lucru se manifestă și la Iași în ultimul timp, pentru că tinerii sunt foarte sensibili atunci când observă o anumită mișcare pe piața muncii. Ei sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă și își canalizează eforturile, își canalizează energia către un anumit domeniu pe care îl consideră potrivit pentru ei. Tinerii sunt foarte hotărâți în a urma o anumită cale. Și sunt foarte hotărâți, este foarte interesant faptul că dacă discuți cu un elev de clasa a 12-a și îl întrebe la ce facultate, la ce universitate va vrea să meargă, foarte mulți spun, întâi să vedem ce facem cu bacalaureatul. Și este un mod de a gândi foarte... Eu sunt convins că ei se gândesc la o universitate sau la un program de studii anume, la o facultate anume, dar nu discută lucrul acesta. Foarte mulți pun pe primul plan întâi bacalaureatul. Haideți să vedem ce facem la bacalaureat. Să vedem dacă luăm, cu ce medii luăm, cu ce note luăm și după aceea luăm și decizia în faza următoare. Este un mod de a gândi foarte înțelept care atestă o maturitate în luarea deciziilor, decizii care se iau gradual, decizia se ia la timpul potrivit, atunci când trebuie, atunci când ne canalizăm energia către așa ceva, nu înseamnă că nu ne-am orientat către un domeniu anume, dar ei sunt foarte cumpătați în această privință și iau decizia atunci când este nevoie, atunci când au deja niște certitudini. Am luat bacalaureatul, l-am luat cu media aceasta, am luat notele acestea la probele la bacalaureat, acum urmează să iau decizia finală. Unde mergem mai departe?
Și pe lângă toate acestea, ați spus foarte bine punctul PI, ca să spun așa, ați menționat de dezvoltarea domeniului de afaceri, mediului de afaceri, însă eu aș mai adăuga și cumva salariile motivante care sunt pe domeniile acestea. Da, e adevărat. Lăsând deoparte IT-ul, care bineînțeles că este un domeniu într-o dezvoltare extremă în toată lumea aceasta, și alte domenii au căpătat o consistență foarte importantă în ultimul timp, în Iași și în Moldova, și acest lucru se reflectă în numărul de candidați care se îndreaptă spre Politehnică. Noi avem multe contracte de colaborare, acorduri de colaborare cu diverse firme, cu diverse concerne din România, astfel încât putem spune că suntem racordați prin locuri de practică, prin diverse stagii de practică, internship-uri, suntem racordați la această dinamică a pieței muncii. E mare lucru, pentru că majoritatea își caută ceva sigur pe viitor dacă e să rămână în România și să nu prefere să plece cumva în străinătate, că și acolo, dacă e să vorbim de salarii, vorbim de salarii triple sau poate, eu știu, de două ori mult mai mari decât în România. Da. Dacă e să discutăm despre facilitățile pe care le oferă universitatea pentru viitorii candidați, deci, cum spuneam, locuri de cazare pentru toți studenții, cantină, lici studențești, o viață studențească foarte trepidantă, foarte atractivă, activități culturale, activități sportive, tot timpul în Politehnică se întâmplă ceva. Mediul studențesc este foarte dinamic, ligile studențești sunt foarte bine implicate în tot ceea ce înseamnă mișcare studențească la nivel național, sunt foarte multe activități pe care ei le gestionează. Sunt organizații studențești foarte dinamice, organizații, unele dintre ele care sunt acordate la anumite organisme europene ale studenților, în așa fel încât a fi student în Politehnică reprezintă o șansă foarte importantă pentru perfecționarea profesională, dar și pentru dezvoltarea personală. Sunt foarte multe activități care vizează acest lucru. Mai mult decât atât, în anul acesta avem trei proiecte din fonduri europene, trei proiecte care vor începe odată ce va începe anul universitar pe proiectul ROSE. Proiectul ROSE este un proiect gestionat de Ministerul Învățământului, un proiect care are în vedere scăderea abandonului școlar. Este o problemă foarte importantă la nivel național și tocmai din acest motiv s-au dezvoltat aceste finanțări. Sunt trei facultăți care vor beneficia în prima fază de acest proiect. Urmează ca toate facultățile, în final, este o acțiune la nivelul întregii țări, ca toate facultățile pe rând să beneficieze de aceste sume. Pentru început, deci vor beneficia de acest proiect Facultatea de Construcții și Instalații, Facultatea de Textilă, Pielărie și Management Industrial și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Sunt niște activități remediale, cum se spune în limbajul acestor proiecte, activități care sunt îndreptate către studenții din anul întâi. Trecerea de la liceu la facultate nu este chiar atât de simplă. Pentru mulți, venirea dintr-un oraș sau dintr-un sat la Iași nu este o treabă chiar simplă. Stresul emoțional, stresul prin care trec acești tineri poate fi foarte mare și poate să afecteze performanța profesională. Din acest motiv, aceste proiecte presupun niște activități care se îndreaptă pe de o parte asupra activităților didactice, deci sunt niște activități, sunt niște acțiuni care vizează performanța studentului la anumite discipline specifice din anul întâi, dar sunt acțiuni, activități care au în vedere dezvoltarea personală, dezvoltarea acelor calități pe care studentul nu și le potențează reciproc, nu și le potențează în mod conștient, sunt acele activități care urmează să pună în valoare
omul, valoarea lui intrinsecă, în așa fel încât să depășească anumite momente critice care pot să apară în această perioadă de adaptare la viața într-un oraș mare, la viața de cămin și la viața universitară. Vreau să dezvoltăm acest subiect pentru că este foarte important și interesant. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim aici la Școală și Sănătate. Ne-am întors în studio și dacă nu ne-ați urmărit în prima parte a emisiunii, vă spun că invitatul meu din această ediție este domnul profesor universitar doctor inginer Nicolae Seghedin. Este prorector cu activitate didactică și asigurarea calității la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. E foarte lungă titulatura. Discutam noi despre aceste proiecte pe care urmează să le implementați odată cu începerea anului universitar. De altfel, niște proiecte binevenite atât pentru universitate cât și pentru studenți. Da, sigur că da. Aceasta acțiune roză a fost determinată de o rată ridicată a abandonului școlar la nivel național, abandonul școlar atât în mediul preuniversitar cât și în mediul universitar. Este o acțiune foarte complexă, o acțiune care a presupus desfășurarea unor activități întâi în mediul preuniversitar, în licee și iată, acum s-a ajuns și la mediul academic. Acest proiect a vizat, printre altele, de exemplu, realizarea unor acțiuni comune universitate-licee prin anumite proiecte care au avut în vedere aducerea elevilor pe timp de vară la universitate. Nu este un lucru nou. Și noi am experimentat aceste moduri de a aduce elevii în universitate. Au fost, de exemplu, proiecte student pentru o zi, dar sunt universități, printre care ne numărăm și noi, care în mod constant au desfășurat astfel de acțiuni. Pe proiectul ROZ se pot face astfel de activități într-un mod specific pe care proiectul îl necesită. Acum, aceste proiecte de care vă spuneam, aceste proiecte care la noi se vor derula în trei facultăți începând din semestrul întâi, sunt proiecte care vizează, așa cum spuneam, niște acțiuni care se vor îndrepta asupra unui grup țintă, noi spunem un grup vulnerabil. Sunt acei studenți care provin din diverse medii, care au absolvit bacalaureatul cu anumite medii, care și atunci ne concentrăm atenția asupra acestora. Bineînțeles că noi vom face în așa fel încât toți studenții să beneficieze de aceste proiecte, pentru că, bineînțeles, nu vom face niciun fel de discriminare, ci vom trata ca întotdeauna pe studenți ca fiind o familie asupra căreia ne concentrăm atenția în așa fel încât să reținem studenții în școală. Sunt statistici care arată niște lucruri tragice. Unul din patru tineri nu merge nici la școală și nici nu muncește. Avem acum niște tineri care au dat bacalaureatul, au ajuns la universitate, trebuie să depunem eforturi foarte mari pentru a-i menține aici. Nu cu forța, bineînțeles, există, trebuie să admitem lucrul acesta. Este o rată normală de abandon, pentru că pentru viața fiecărui om pot să apară anumite reorientări. Fiecare om poate să constate că a luat o decizie nu foarte fericită, mergând la o facultate anume și se reorientează. Nu trebuie să privim dogmatic acest lucru. Dar datoria școlii este aceea de a prezenta tânărului care sunt valențele școlii și, mai important, trebuie să-i prezinte tânărului însuși care îi sunt potențialele lui calități, nedescoperite nici măcar de el însuși, în așa fel încât să își urmeze un drum pe care noi îl propunem. Bineînțeles că ei pot să ia diverse decizii. Fiecare tânăr are drumul său, are locul său sub soare, în România, în altă parte, la o universitate, la altă universitate. Fiecare trebuie să își urmeze drumul său. Ceea ce este cel mai important lucru este ca acest drum să fie în consonanță, să fie în rezonanță cu propriile lui competențe, cu propriile lui calități, cu propriile lui abilități, cu felul său de a fi, în așa fel încât să se pună în valoare la cote cât mai mari pe el însuși. Asta este, de fapt, miza școlii și asta este miza societății. Nu ne putem permite și nimeni nu își poate permite să se irosească pe el însuși. Bineînțeles, unii o fac, pentru că asta e viața, asta e natura umană.
umană. Dar școala are datoria ca aceste eșecuri să fie cât mai reduse. Noi am tratat cu foarte mare seriozitate aceste proiecte, le-am analizat foarte bine, în așa fel încât în perioada de derulare să avem o cotă de succes cât mai ridicată, să ajungem la student, să putem să rezonăm cu ceea ce dorește studentul, în așa fel încât la sfârșitul acestor proiecte să putem să constatăm o diminuare a acestei rate de abandon școlar. Noi mai așteptăm acum un rezultat al unei evaluări, am mai depus un proiect, dorim să înființăm un centru de învățare în Politehnică, undeva în complexul studențesc Dor Vladimirescu, un spațiu neconvențional de învățare, un spațiu neconvențional pentru cei care doresc să apeleze la metode tehnici de învățare, la anumită asistență, mă rog, personală în ceea ce privește depășirea unor probleme de natură profesională, de natură emoțională. Deci un centru din acesta, mă rog, cu foarte multe valențe, în așa fel încât tinerii să poată să își găsească acolo un mediu care să le permită să se integreze cât mai bine în rigorile pe care le presupune universitatea în general. Numai noutăți la Universitatea Tehnică, e de bine și e de știut că sunt activități atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice și chiar astăzi, dacă nu mă înșel, a avut loc o conferință internațională unde, în cadrul căreia ați acordat titlul de doctor honoris causa. Da, este o conferință foarte importantă, o conferință foarte elitistă, este conferința internațională de proiectare axiomatică. Conferința a început ieri, este organizată de Departamentul de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial de la universitatea noastră. Acest concept de proiectare axiomatică a fost pus în operă de un mare savant al lumii, vorba de Nam Pyo Suh. Nam Suh este corean, este profesor la MIT, deci la Massachusetts Institute of Technology din Statele Unite. Este un clasic în viață. Este o onoare pentru noi că a organizat anul acesta ICAD-ul la Iași, la Politehnică. Iar astăzi i s-a decernat titlul de doctor honoris causa al Universității Tehnice Gheorghe Sache din Iași. Am avut onoarea, pentru care le mulțumesc colegilor mei din departamentul de TCM, am avut onoarea de a fi președintele Comisiei de Analiză a dosarului profesorului Nam Suh. Au fost prezenți participanți de la conferință, participanți din multe țări de pe toată planeta. Și a fost un moment foarte plăcut, un moment care a arătat dimensiunea recunoașterii internaționale a universității noastre și a arătat faptul că, iată, Iașiul mai punctează încă un moment în care se înscrie pe harta internațională a cercetării științifice. Nam Suh este foarte cunoscut în toată lumea, este, dacă vreți, un fel de legendă vie a ceea ce înseamnă ingineria mecanică și ingineria industrială. Este cel care a arătat faptul că proiectarea, concepția, se fac după niște reguli generale, după niște reguli universal valabile și unanim acceptabile. El este cel care a conceptualizat procesul de concepție și proiectare, un lucru care aduce ingineria mecanică la niște cote înalte în ceea ce privește abordarea științifică. A fost o zi copleșitoare în privința emoțiilor și pentru mine și pentru toți cei care am fost în aula Universității Tehnice Gheorghe Sache din Iași și am fost foarte onorat pentru că am citit laudatio și, repet, am fost președintele acestei comisii de analiză. Bineînțeles că acest lucru ne obligă pe mai departe în ceea ce privește măsura în care vom continua dezvoltarea acestor concepte în
universitatea noastră ne obligă în ceea ce privește măsura în care mai departe ne vom implica în organizarea, în desfășurarea și în participarea la aceste conferințe foarte elitiste, conferințe la care numărul de lucrări este foarte redus pentru că se admit foarte puține lucrări, dar iată faptul că am fost incluși și noi în acest ciclu de conferințe itinerante este un fapt foarte important pentru universitatea noastră. Și cu atât mai mult că nu este nici român și totuși a adus contribuția sa dezvoltării mediului educațional. Sigur, sigur că da. Noi am avut de câștigat mult prin participările la aceste conferințe ICAD, conferințele anterioare ICAD, deoarece în felul acesta s-au putut crea niște progrese foarte importante în ceea ce privește proiectarea axiomatică în diverse domenii specifice pe care le gestionăm în cadrul facultății și, iată, cunoașterea științifică și perfecționarea profesională a unor profesori și doctoranți din facultate și din universitate au avut niște cote ridicate, ceea ce, bineînțeles, că a însemnat un pas foarte important pentru facultatea și universitatea noastră. Și totodată un alt eveniment care cumva este în strânsă legătură cu ICAD, vorbim despre simpozionul IMECO. Despre ce ar fi vorba pentru cei care nu da, au auzit până acum? Este un simpozion care este organizat de facultatea de inginerie electrică, energetică și informatică aplicată. Este un simpozion de tradiție. Anul acesta prilejuiește la fel acordarea titlului de doctor honoris causa sau unui mare profesor de la Lisabona. Sunt niște manifestări care atestă la fel implicarea universității noastre în anumite acțiuni de, cu o altă vizibilitate și cu un alt prestigiu internațional. Aceste lucruri se întâmplă periodic. Acum, iată, cele două manifestări s-au întâmplat aproape simultan și, bineînțeles, că noi suntem foarte atenți ca astfel de manifestări să ajungă în spațiul public, să ajungă la conștiința publică pentru ca să întregim imaginea universității ca reper spiritual al țării. Și pe lângă toate acestea se fac pregătiri și pentru noul an universitar. V-ați gândit deja în ce o să consta evenimentul? Ca în fiecare an va fi un senat festiv, vor fi date premii pentru studențe, vor fi omagiați profesorii seniori, profesorii emeriți. Este un moment foarte important, un moment festiv care se va desfășura în aula Universității Tehnice Gheorghe Asache și esențial este faptul că ne îndreptăm pe de o parte către tineri, către studenții performanți, iar pe de altă parte ne îndreptăm către profesorii seniori, profesorii care au atins vârste rotunde, către profesorii emeriți, profesorii care la fel au atins niște performanțe deosebite și primesc acest titlu de onorific de profesor emerit. Este o ședință omagială, o ședință festivă, încărcată de emoție, care ne arată pe de o parte care sunt reperele pe care trebuie să le avem în vedere în viitor, pe de o parte tinerețea, pe de o parte maturitatea și împlinirea profesională a altor colegi de-ai noștri. Bineînțeles, avem calendarul anului universitar care are aceeași formă ca și cea din anii anteriori și ne pregătim de pe acum pentru zilele universității care se desfășoară la mijlocul lunii noiembrie, atunci când sărbătorim, bineînțeles, momentul în care Gheorghe Asache a înființat clasul de hotărnicie în 1813. Anul acesta mai avem o manifestare foarte importantă, aniversăm 80 de ani de când Școala Politehnică a fost înființată, în 1937. Este foarte interesant acest moment pentru că nașterea Politehnicii Ieșene nu a fost o naștere foarte ușoară.
Lucrurile au stat cam în felul următor. S-a dat un decret prin care învățământul politehnic, învățământul de inginerie se concentra în școli politehnice. Până atunci, până la acest decret, inginerii erau formați pe de o parte în politehnici, pe de altă parte erau formați în universități. Erau acei ingineri universitari, cum erau și cei de la Iași. Inginerii de la Iași erau formați în Facultatea de Științe a Universității din Iași. Apariția acestui decret limita școlarizarea, dacă vreți, a inginerilor numai în școli politehnice. Numai că actul de înființare, decretul de înființare a unei școli politehnice la Iași întârzia să apară. Asta ce însemna? Însemna că învățământul ingineresc la Iași trebuia să dispară, pentru că inginerii universitari, practic, trebuiau să nu mai puteau fi înmatriculați și astfel învățământul de inginerie era pus în mare pericol. Este foarte interesant faptul că atunci s-a dezvoltat, s-a inițiat o puternică mișcare, un puternic lobby de toate naturile, inclusiv politic, universitar, academic, pentru înființarea Politehnicii la Iași. Rectorul de atunci al universității, Bratu, Traian Bratu, un profesor de drept, spunea cam așa: universitatea nu își va da asentimentul ca învățământul de inginerie fondat acum 100 de ani de marele Asachi să dispară. Și iată că toate aceste mișcări concentrate și concertate au avut succes și în final s-a aprobat înființarea școlii politehnice la Iași. Atunci erau în România numai două școli politehnice, la București și la Timișoara. Atât. Apariția școlii politehnice la Iași, repet, a fost o naștere grea. Au fost niște mișcări studențești foarte importante, studenții s-au implicat foarte mult alături de profesori și alături de universitate. Universitatea a pus umărul la apariția școlii politehnice. Asta este foarte interesant, pentru că altfel dispărea învățământul de inginerie. Era inadmisibil pentru Iași locul în care a apărut prima școală de inginerie în limba română, tocmai la noi, să dispară învățământul de inginerie. Era un lucru pe care nu-l putea accepta nimeni. Intervenția rectorului Bratu de atunci este în sensul acesta foarte grăitoare. Și așa s-a născut școala politehnică, o școală care a avut cel puțin până în 48 un traseu foarte sinuos, dramatic, cu mutarea la Cernăuți, după care în 44 cu refugiul la Turnul Severin, de la Turnul Severin la Deveselu, și în 44 s-a întors la Iași într-un local dărâmat, bombardat, și atunci tot universitatea, Alma Mater Iasiensis, a primit școala politehnică pentru a-și ține orele la drept, la biologie, până când s-au refăcut vechile localuri în așa fel încât Politehnica să își reia activitatea la cotele normale. Iată foarte multe evenimente la Universitatea Tehnică, dar în paralel știu că aveți și pentru studenții vești bune și mă refer aici la internship-ul pe care ei pot să-l desfășoare la prorectoratele pe care le are Universitatea. Da, avem în fiecare an un proces de selecție pentru acest internship. Studenții pot să desfășoare aceste activități în foarte onorante pentru studenți aceste acțiuni prin care ei pot să vadă cum funcționează din interior universitatea, cum funcționează din interior un prorectorat, ce pot să facă ei pentru ca o astfel de entitate să meargă mai bine. Și bineînțeles că sunt selectați în primul rând studenții cei mai buni. Este o condiție fără de care nu se poate și noi încercăm ca prin aceste internship-uri studenții să se cunoască mai bine pe ei înșiși.